După aproape o lună de la debutul celei de-a doua ediții a Ligii Prieteniei Giurgiun, competiția fotbalistică pentru amatori și-a consumat cea de-a patra etapă. Concepută stil campionat cu 12 echipe la start, întrecerea este organizată ca și în ediția precedentă de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu și susținută de deputatul Florian Nicolae. Iată rezultatele consemnate aseară în partidele care au încheiat, așa cum spuneam, etapa a patra. Următoarea etapă, a cincea, va debuta luni 30 mai, când în prima serie a etapei sunt programate alte trei partide. Organizatorii vin însă cu noutăți și anunță că au început înscrierile în cadrul Cupei Ligii Prieteniei, sezonul 3. Primele trei echipe participă la Superliga, unde vor înfrunta cele mai bune echipe din cadrul Ligii Prieteniei din toată țara, miza fiind premiul de 1500 de euro și dreptul de participare la European Friendship League din Albena, în perioada 12-14 august. Pentru înscrieri, cei interesați pot obține informații la numărul de telefon 0734 183034.